dragii mei, în a doua probă m-au susținut foarte, foarte tare și foarte bine și m-au ajutat, chiar m-au ajutat. N-am avut niciun moment în care am avut dubii. Cumva știam că o să câștig. Ai văzut? Bravo! Hai! Bravo, ești mec, eu v-am zis. Bun, ce probă, bravo! Ești campioana noastră, da? Avem echipă, avem valoare. Îmi pare rău că, că n-am mai continuat în fermă. Că... Dar... Până la urmă asta a fost să fie. Am luptat cât am putut. Copilul ăsta a luptat senzațional și v-ați prins, da? Că ea e obișnuită cu scena, cu stand-up comedy, cu fac oamenii să râdă și noi am făcut-o să plângă. Mi-ești dragă rău, ca să știi, și te las să mai strângi odată în brațe pe cineva, după care să-ți iei rucsacul să pleci. Eu mi-am văzut colegii când mi-am îmbrățișat colegii că sunt așa, emoționat. Nu știu ce-mi vine să plâng. Eu l-am mai pățit așa ceva. O să-mi fie doar de ei. Aș mai fi vrut să stau. Chiar aș mai fi vrut să stau. M-a învățat foarte mult ferma. Te împinge să fii tu cea mai bună versiune a ta, adică să nu te mai plângi de nimic, să fii fericit oricum. Te iubim! Vă iubesc și eu! Ceau! Să mănânci cozonac! Am învățat că mâncarea fără sare poate fi mâncată, deși proastă, dar am mâncat-o ca să supraviețuiesc. Deci mi se părea imposibil și uite că nu e așa. Cred că am slăbit-o acum și mă bucur că am slăbit-o.